Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vă invit să urmăriți un subiect interesant dezbătut alături de Mișa Diaconu, metal sculptor. Foarte interesant și absolut inedit. Pe mine m-a dat pe spate, ca să zic așa, m-a lăsat mută absolut tot ce face ea, de la desen până la metalele pe care le sculptează. În primul rând îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc pentru propunere. Spune-mi cum a început totul. Cum te-ai gândit să te ocupi de așa ceva? În liceu am studiat ceramică, a fost specializarea, să zic așa. Și în facultate căutam un material care să-mi permită să fac compozițiile pe verticală. Facultatea de arte din București. Și am venit aici cu gândul că am să fac sticlă, am să studiez sticlă. Dar așa am descoperit în facultate, de fapt, există grupa de secția ceramică, sticlă, metal. Și în primul an am fost plimbați prin toate cele trei secții. Și astfel am descoperit metalul. Și îmi spuneai că, de fapt, talentul ăsta l-a descoperit tatăl tău, l-a observat. Da. Eram micuță, da, modelam, mă jucam cu plastilina peste tot prin casă. Desenam foarte mult și el a observat talentul. În plus, în grădiniță am făcut, pe tema somnoroase, păsărele. Am făcut o pictură pe sticlă și doamnele educatoare a fost impresionată de el și l-a chemat pe tata să-i arate fenomenul. Și se pare că a ținut cont de lucrul ăsta și când era vorba să dau la liceu, s-a făcut așa un fel de ședință în familie și el a fost cu ideea să dau la liceu de arte. Nici nu știam că, credeam că artă o faci din pasiune, că un amator stai acasă și studiezi sau nu știam că se fac niște studii speciale pentru, da, mergi, erau tot felul de centre de pentru copii, unde fie studiau instrumente muzicale sau desenau sau... Credeam că acolo, doar acolo se studiază. Și astfel am ajuns la liceu de artă, datorită tatălui meu. Cum este în lumea asta, să spunem așa, un pic masculină, tu o persoană care ești foarte, foarte feminină și cum reușești? Adică, nu știu, e ceva deosebit și de admirat și care îți captează atenția pur și simplu, ca privitor. Cum ai reușit în lumea asta? Ți-a fost greu? Nu neapărat greu. Se pare că pasiunea m-a făcut să am răbdare. Și dorința de a descoperi materialele, dorința de a descoperi tehnicile, m-a făcut să ajung aici, oarecum. Și le-ai descoperit singură sau te-au ajutat în facultate? Am furat foarte mult meserie. În facultate, da, am avut parte de un tehnician foarte, foarte bun. Nea Costel. Și, da, dânsul, să zic așa, n-a deschis calea pe partea tehnică. Și am fost fascinată de la prima oră de metal. La prima... Și cum ți-ai dat seama cum funcționează? Cum se... Am primit un pătrățel din tablă, din care am decupat un cerc la ghilotină și pe care apoi l-am, prin bătaia cu ciocanul, am creat volume. Și am fost fascinată de felul cum, adică cu câtă ușurință poți să modelezi un metal, adică era bine, cu timiditate la început, nu știam să țin ciocanul, nu știam cum să țin bucata aceea de metal pe buturuga de lemn ca să capete formă, se spune, adică bas pe lemn, că lemnul trage mai bine și astfel reușești să-l modelezi. Tu ești și te consideri o persoană îndemânatică, cu abilitate din această manuală deosebită, pentru că mi-închipui că ai nevoie de un astfel de talent. Eu cred că acum da, pentru că am experiență și... Bine, nu mă refer la metale, clar că ai, adică sunt atâtea dovezi în general. Nu mă refer la metal e clar. Nu știu. Da, cred că da.
Care a fost prima sculptură, să spunem, pe care ai vândut-o, care a fost apreciată la scară largă? Prima lucrare mai mare pe care am vândut-o a fost lucrarea de licență. Și prima lucrare, da, avea 2 metri jumătate, parcă, un arlechin pe o roată. Și da, era, din câte mi-am amintesc eu, da, a fost destul de apreciată și de profesori și de colegi și de restul. Cât durează munca asta a ta? Depinde de... O lucrare, cam cât durează așa în... Depinde de cât de puternică este ideea. În general fac o schiță de idee înainte și apoi încep să lucrez. Am avut momente când am lucrat de parcă am fost în transă. Am făcut o lucrare balerină. Da. Pe care am făcut-o, nu știu, în câteva zile. Și acum dacă încerc să mă gândesc la zilele acelea cât am lucrat, parcă am fost pur și simplu în transă. Eram foarte prinsă, foarte... Nu mi-amintesc orele de somn sau... Am dormit, adică n-a fost... Am dormit, dar... Da, destul de puțin, însă... A fost un... A fost o inspirație foarte puternică. Da. Și în general, când am inspirație, adică am făcut lucrări și în 3 zile. Sau lucrări pe care le-am făcut, de exemplu, calul din Parcul Titan. Mi-a luat 2 ani și ceva pentru că nu puteam, adică m-a solicitat foarte mult psihic. Trebuia să mă la scară fiecare fier în parte și apoi să-l modelez ochiometric cum era cel de pe machetă și să-l pun să măsor în mai multe puncte de tensiune, să mă asigur că este pus bine. Aveam zile când sudam 3 fiare, veneam a doua zi și le dădeam jos pentru că nu erau bine puse. Era, de asta mi-a și luat atât de mult timp să-l fac. Altfel, dacă aș fi lucrat în fiecare zi 8 ore pe zi, probabil aș fi făcut în, nu știu, cred că 2-3 luni, dar nu puteam efectiv să... Și toate lucrările tale vin dintr-o inspirație proprie sau sunt, eu știu, comenzi, ți se propune o anumită temă? Am lucrările de autor care sunt inspirație personală. Și da, am și mai lucrez cu agenții, cum a fost anul ăsta, pentru diverse festivaluri, când vin cu conceptele lor. La Reversi. Da. Dar atunci se modifică puțin pentru a putea fi realizate din punct de vedere tehnic. Să fii. Adică una este să vii cu o schiță sau de idee, dar când le pui în practică să stai lucrarea în picioare și să dai și bine. Una este o schiță de 10 cm și când o pui la scară de 1 la 1, nu știu, la 3 metri sau la 7 metri, deja se transformă lucrurile și atunci intervin eu cu experiența de creator și metalist. Și de unde ți iei fierul? De unde îți faci rost de materia primă? Materia primă o cumpăr de unde o cumpără și cei care mai construiesc, nu știu, una alta prin curte sau cei care, nu știu, au atelier de lăcătușerie sau... Am înțeles. De unde ne-am luat noi gardul, merge și mișa, diaconul și așa. Există depozite de fier, materiale de construcții pe care unde merg și... E costisitor, trebuie să știi exact, se întâmplă să nu găsești piesele de care ai nevoie. Aici intervine cât de cât experiența, trebuie să știi ce material folosești, ce grosime să aibă în carne, de exemplu dacă folosim rectangulară. La fel, grosimea pe care o folosești în cazul în care faci o ramă. Pentru o poartă sau pentru o lucrare sau trebuie să știi ce material folosești să dea bine proporțional cu restul compoziției. Chiar mă gândeam că lucrez cu aparatul ăsta de sudură, nu? Așa se numește. Da. Și mă gândeam dacă... Hai, chiar e acolo. Da. Mă gândeam dacă nu te deranjează la ochi, pentru că știu că trebuie să ai o protecție specială. Protecția asta te ajută, adică, complet sau e posibil să ai probleme cu vederea? Bănuiesc că dacă ar fi să mă compar cu o persoană care nu face lucrul ăsta,
Undeva, probabil, la mine este un minus, pentru că șocul acela de lumină undeva îmi dăunează și presupun că în timp o să am probleme. Dar folosesc o mască de sudură automată și astfel am două mâini, nu am doar una. Așa, da. Și da, mă ajută destul de mult. Însă trebuie să protejezi și restul corpului. La început, când eram mai micuță, țin minte, în 2008 am fost într-o tabără de creație la Muzeul de Artă din Galați și mai era un băiat, Costin Ioniță, care lucra lângă mine. El avea o cămașă și cu spatele tăiat, eu eram un rico. Păi și el mi-a spus, mă, dar tu chiar nu te protejezi? Nu, eu am, la mine pielea este obișnuită. Nu, mai târziu, cred că peste vreo 2 ani de zile, dezvoltasem o sensibilitate pe piele și cu primăvara, cum ieșea soarele și devenea puțin mai puternic, mi-apăreau acele pete. Deci ai un costum special, o mască specială? Am masca este specială, în rest trebuie, mai ales dacă este foarte cald, o pânză, o cămașă de pânză, ceva de bumbac sau ceva să respire și pielea, dar să te și protejezi. Și cam la ce te-ai gândit pe viitor, așa să spunem, în cu ce ai putea să ne mai surprinzi sau care sunt provocările tale, că sunt foarte curioasă. Pe viitor îmi doresc să fac mai multe lucrări monumentale. Și aici, într-un fel, mă mai ajută și clienții. Câteodată nu am timp să mă ocup de lucrări de autor, dar este foarte bine că a început lumea să mă cunoască, să mă descopere și să guste stilul meu. Și am avut la un moment dat un client care mi-a spus, nu mă interesează ce faci, vreau ceva mare, dar să fie semnat de tine. Inițial n-am realizat ce mi se întâmplă, de fapt, nivelul la care ajunsesem, dar apoi când am ajuns la atelier mă gândeam la temă, cam ce aș putea să fac pentru... Și aveam libertatea totală, n-aveam o temă impusă, aveam libertatea totală și ce aș putea să fac. Măcar adică locul unde locul, punea... locul, da, am avut noroc că am mers, am văzut și locul, dar pentru o corporație, până la urmă am făcut o harpă. Dar culmea a dat foarte bine în spațiul respectiv. Dar mă gândeam, uite, am ajuns și la nivelul ăsta în care când mi se cere o lucrare, indiferent de ce, nu vine clientul cu vreau să fie așa, așa, așa. Da, normal, un artist trebuie să lași să se exprime. Da. Ai timp liber? Cât de mult muncești? Încerc să-mi fac timp liber. Cred că până anul ăsta devenisem workaholică. Mai ales că aproape că, deci mă mutasem la atelier, îmi făcusem garsonieră. Da? Da. Eu acolo și munceai, dormeai. Da, nu mai, devenisem comodă, nu mai ieșeam în oraș, nu mai luam concediu, decât, adică mergeam, ce mai ieșeam, atunci tot în scop profesional, fie că ieșeam din țară, fie că mergeam în alte părți ale României, strict în scop profesional și acum undeva tot acolo. Dar am început să... Îmbin ușor utilul cu plăcutul, mai pleci și prin vacanțe? Vacanțe mai rar. Am înțeles. Dar cred că mi-e suficient momentan. Mi-e ok formula asta. De exemplu, am fost acum 2-3 luni, nu mai țin minte exact, în Tunisia, o săptămână într-o rezidență și n-am fost să lucrez efectiv cu aparatul de sudură sau cu flexul. A trebuit să merg doar cu pixul, foaia și căpșorul să găsim concepte pentru niște parcuri de distracție din Tunisia. Foarte interesant. Și a fost, adică și organizatorii au fost foarte drăguți și s-au gândit și la confortul nostru destul de mult și ne-au plimbat prin țară foarte mult, am vizitat multe locuri, am cunoscut oameni, am cunoscut tradiția. A fost fascinant chiar, adică ceva total diferit de ce ni se întâmplă nouă aici. Mulțumim mult, Mișa Diaconu, și poate revenim să ne mai arăți ce minunății ai mai creat în ultima vreme. Dragii mei, vă pup și aștept comentariile voastre.